Doamnelor și domnilor, aplauze pentru Sandra Pitulice, dar și pentru Gheorghe Rizea. Veniți lângă mine, dragii mei. Bine ați venit. Aici pe divanul nostru, Paul, de la Ardudana. Da, toți invitații se simt bine la noi pe canapea. Draga mea, Ruxandra, foarte bine sună totul ca atmosferă a piesei. Te felicit pentru realizările tale și pentru realizările voastre. Mulțumesc cu tot sufletul. Nu avea cum să sune altfel dacă în spatele acestui proiect se află frații Cazanoi, taraful fraților Cazanoi. Ei știu cel mai bine cum să contureze atmosfera autentică. Este o piesă cu care mama mea a debutat, am preluat-o de la ea, mama mea Mioara Pitulice, în momentul în care a câștigat trofeul Floarea din Grădină, l-a câștigat cu această melodie. Și am spus că trebuie scoasă și ștersă așa puțin de praf. Și încununată cu o orchestrație autentică a tarafului fraților Cazanoi. Se pare că o moștenești pe mama. Doamne ajută! Chiar tu îmi spuneai, Paul, că a renunțat la gimnastică pentru muzică. Discutam în redacție. Da, da. Și poate da. Să ne spună. Da, bineînțeles. Am început muzica, bineînțeles, ca toată lumea, de la 3 ani. Participând în corul Allegretto, fiind solista corului Allegretto de la Palatul Copiilor. Acolo ne-am și cunoscut. Și tu ai fost tot în corul? Eu eram la ansamblul Românașu de la Palatul Copiilor. Gheorghe, dar dragostea ta pentru cântec? Vedeți, eu vin dintr-o zonă unde muzica populară era la acasă, mai exact în comuna Ploska, județul Telărman, de unde era și Liviu Vasilică. Da. Și tata
a iubit muzica populară. La noi în casă toată ziua se cânta muzică populară. Și acum, vedeți, până la urmă copiii trebuiesc îndrumați cumva. Și eu cred că și-a dorit cumva să fie un pic mai mult decât a putut cânta dumnealui. Și atunci, la 10 ani, m-a îndrumat către liceul din Ulipati. De atunci se chema George Enescu, la clasa de NAIC, la domnul Cornel Pană. Și probabil, puțin câte puțin, că știți cum e, primii pași sunt grei pentru că exercițiile sunt complicate, note lungi, staccato, un pic de rană la buză, mă rog. Dar pe măsură ce încep să cânți și să vezi publicul și să, nu știu, deci tot ce presupune așa o carieră de artist, n-ai cum să te îndrăgostești de asta. Spune-mi, Ruxandra, pentru că voi amândoi sunteți muzicieni, amândoi faceți muzică, e important ca într-o familie ambii membri să facă muzică? Pentru că de obicei nu se leagă lucrul acesta în familiile mari. Este important să existe dragoste, iubire și respect. Nu contează, eu spun acest lucru. Pentru noi este, bineînțeles, un avantaj ca amândoi să profesăm în domeniu, dar eu asta spun, că iubirea tronează. Pe noi asta ne-a legat, de fapt, așa s-a nimerit la noi. Adică Ruxandra este o naistă extraordinară. Astăzi a cântat doar cu vocea, dar poate în viitor o să cânte și la nai. Chiar a terminat la Academia Națională de Muzică cu maestru Gheorghe Zanfir. A fost practic singura promoție pe care maestru a reușit să o ducă de la cap la coadă, adică 5 ani de zile de NAI la Universitatea Națională de Muzică cu maestru Gheorghe Zanfir. Ea e fericit. Seama, să lucrezi și cu un astfel de om și de o calitate și de un rafinament cum e Gheorghe Zanfir, eu cred că tu ai acumulat până acum o experiență cum rar mi se întâmplă să văd niște artiști, dar totul cred că pornește tot de la mama, pentru că mama și-a dorit foarte mult ca tu să fii artistă. Cu siguranță pornește de la ea. După studiile făcute în lume, se știe că atunci când îi pui unui bebeluș în burtică muzică, șansele sunt foarte mari ca să iubească muzica, bebelușul. Eu am ascultat muzică populară și cu asta m-am născut, asta știu să fac, Asta mi încununează viața, practic. Asta ne încununează copii viața. Copii aveți? Avem o fetiță, da. Și următoarea întrebare așa era, asta era, și era, dacă fata voastră e muzicală, dacă are ureche muzicală și dacă face asta. Este muzicală, are o ureche muzicală bună, spun eu. În schimb, nu dorește să profeseze. De ce? Nu știu. Îndreaptă-o spre gimnastică. Ce zici? Își dorește foarte mult să facă afaceri. Poate e bine. Poate o face managerul nostru. O chestie picantă. Da. La 3 ani a fost și ea la Coro Allegretto și a mers așa o lună, două, trei și până la un moment dat era micuță așa, cârlionțată și la un moment dat și-a pus mâinile în șolduri și a spus, știți, eu nu vreau să mă fac cânteleață. Nu? Dar ce vrei să te faci? Eu vreau să mă fac oamenii aia care vă dădeau vouă bani. Și atunci am încercat să o ajut în direcția asta și... Am început și noi să ne mișcăm artiștii după pandemia, cum ar fi bine să fie om de afaceri. Doamnelor și domnilor, acum cântă pentru dumneavoastră alături de celebrii frați Cazanoi, Gheorghe Rizea, iar apoi îi ascultăm pe băieți cu alte surprize. Special pentru dumneavoastră, aici la televiziunea cântecelor noastre. Thank you.
Aplauze pentru Gheorghe Rizea, bravo! Îți mulțumim frumos, dragule! Mult drag! Mulțumim pentru invitație și e o plăcere de fiecare dată când mă văd cu acești instrumentiști minunați.